La alegerile din cadrul Colegiului Medicilor Olt au participat 442 de membri cu drept de vot din totalul de 735. Potrivit președintelui Comisiei Electorale Județene, alegerile au fost validate la sfârșitul săptămânii trecute, fiind aleși președintele și cei trei vicepreședinți. Noi ne-am întrunit comisia locală, am analizat contestațiile și acele contestații au fost trimise la pachet cu rezoluția noastră la Comisia Centrală Electorală. Președintele Colegiului Medicilor a fost ales tot medicul pensionar Costache Marinache, cel care a strâns cele mai multe voturi, respectiv 241. El se află la cel de-al treilea mandat de președinte și spune că rezultatul alegerilor îl bucură foarte mult. Eu am o mulțumire sufletească pentru mine că am întrunit acel număr de voturi. Dacă mă așteptam sau nu mă așteptam, e mai greu de spus. Au fost niște momente tensionate la care n-am participat. Vicepreședintele Viorel Rădulescu a strâns 201 voturi, Emilia Reileanu 187 de voturi și Radu Liviu 162 de voturi. Rezultatul alegerilor nu este însă pe placul tuturor medicilor. Există două contestații, una depusă de medicul Eufrosina Brătoi și cealaltă de un grup de medici care solicită invalidarea alegerilor pe motiv că acestea nu s-ar fi desfășurat corect. Cei care au participat la votare, doctorii, nu au fost legitimați, deci e o votare necorectă, că nu poți să votezi, poți să cunoști 726 de doctori din spital, normal că s-au prezentat la vot 447 de doctori. Așa scrie pe rapoarte. 12 buletine de vot au fost anulate, că nu au fost aplicate pe buletin ștampila colegiului, și 35 de voturi au fost anulate, că doctorii n-au știut să voteze. Președintele Comisiei Electorale Județene spune că alegerile au fost validate și este posibil ca răspunsul la contestații să nici nu mai apară. Acum mi-e greu să spun dacă vor mai trimite sau nu vor mai trimite rezoluție la contestații, pentru că pe 17 martie s-au trimis confirmările că au fost validate alegerile la nivelul județului Olt. Medicul Eufrosina Brătoi susține că în cazul în care nu va primi răspuns la contestația depusă, este hotărâtă să meargă în instanță.